În ziua de 16 octombrie, la orele 14.40, pe strada Teiului din municipiul Roman, s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări, se pare că în timp ce un minor de 14 ani din Roman se deplasa pe o alee, a bătut pe partea carosabilă, nu a acordat prioritate unui autoturist și a intrat în coliziune cu acesta. Urmarea producerii accidentului, minorul a fost rănit ușor. Ce stabilește ancheta dumneavoastră până acum? Ce se întâmplă? Se întocmește dosar? Ce se întâmplă? Din cauza a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În urma cercetărilor se va dispune o soluție legală prin unitatea de partid competentă.